Pasionații de motoare din țară și străinătate sunt invitați și în acest an la un inedit eveniment motociclistic organizat de motocicliștii sălășeni, totul într-un cadru deosebit. Evenimentul își propune să aducă în același loc pasionați de motoare din România și străinătate. În acest an organizăm a 8-a ediție a MMC Bikers Fest în perioada 29-31 august la Șimleu Silvaniei, ca de obicei, la Ștrantul Broscărie. Așteptăm de asemenea foarte multă lume, așteptăm foarte mulți motocicliști din țară și străinătate, din mai multe țări. Avem și niște show-uri oarecum cu tradiție la noi deja, referitoare la muzica pe care o să o promovăm și la muzica care va fi pe scenă, începând de la Mai Godoroja și până la trupă din Bulgaria, Sevi. Vom avea inclusiv unul dintre premianții festivalului Romanian Classic Rock Fest. Va exista și o paradă, probabil prin orașul Șimleu. Încă nu ne-am hotărât 100%, dar este un spectacol motociclistic extraordinar. Sute de motociclete încolonate. Este și ceva rar, dar important este că prin festivalul ăsta noi deja pot să zic că am creat o tradiție. Este unul dintre puținele festivaluri care au rezistat în sălaj atât de multe ediții. Și mai ales că în mare parte se face din fondurile noastre, fără să fie implicate instituții ale statului, cu toate că e un festival care a dovedit întotdeauna că merită toată atenția, a fost întotdeauna la un nivel organizatoric foarte înalt. Și cel mai important, din primele 7 ediții, la 5 ediții, parcă, sau la 4, să fiu mai sigur, am ieșit ca fiind cel mai bun festival din România în domeniu. Este un festival în mod normal pentru motocicliști și în ansamblu pentru toată lumea. Cred că acolo se îmbină cel mai bine tot ceea ce ține de motociclism, muzică rock, stil de viață, ținute, este ceva modern cu adevărat.